Dina! Parcă și rimează. Pentru cei care nu au crezut că se poate. Se poate. Mamă, ce emoții am avut. Ești roșu la față, știi asta, nu? Foai de capul meu, deci sunt tremur tot. Eram... E altfel foarte... decât directul de la radio, nu? Se nu, e diferit să cânti. Și mai ales când știi că soarta ei depinde de tine, e destul de, de dificil. Și de obicei nu-mi place să încurc oamenii. Sper să... Ce ai simțit acum? Că ai încurcat sau că ai ajutat? Eu zic că ai ajutat. Jumii jumătate. Oricum, Adina n-a mai cântat cu capul în jos, asta poți să știi. Niciodată. Cea mai mică fată din concurs. Bine că Prenciu zice altceva, să bage cu capul sub apă, știi, aveam o repetiție. Mă rog. E o grupă complicată, grupa lui Horia. Mi-a venit să strig la Union Birjar. Eram acolo undeva jos și mi-a plăcut. Monșer. Monșer. Acum ar trebui să spui pălăria că... Da. Altfel... Ștefan. Moșiu... Ștefan, cumva... A fost un moment foarte haios și mi-a plăcut și Daniel, n-am știut că o să cânte și că o să facă momentul ăsta pe care Horia l-a regizat. Îmi pare rău pentru mătușa ta, chiar n-a fost o glumă, sincer, îmi pare rău, nu trebuie să te super, că n-am înțeles, eu am crezut că tu ai glumit. Dar revenind la, la ce e pe scenă... M-am fost foarte surprins. Mi-a plăcut momentul, m-am simțit ca la Tănase, Monșer. Nu știu dacă... Nu știu dacă? Dacă asta a pus neapărat în valoare, dacă a pus-o în valoare neapărat pe Adina, ca prezență la X Factor, dar ca moment pentru public, mi s-a părut un moment excelent. Bravo! Adina. A fost un moment foarte frumos. Felicitări pentru alegerile muzicale. Mulțumesc. Îmi plac, mi se par piese care ajung oricând la sufletul ascultătorului. Sunt piese cu care mergi la sigur de fiecare dată. Cu Daniel am cântat și știu cum cântă. Și aplauze, știu că ai avut emoții. Aplauze, am avut emoții, Daniel. Și n-a fost cea mai extraordinară. Bravo, da. Bravo, bravo. Eu mai cânt din când în când. Lumea nu are pretenții ca tu să fii excepțional din punct de vedere vocal. Dar eu am pretențiile cele mai mari de la mine. Ai fost senzațional. Adina, felicitări, bravo. Mulțumim. Înainte să vorbească Horia, ți-am spus acum două săptămâni că nu era nici un scrisor de dragoste când se cânta piesa respectivă. Acum părinții tăi nu erau un scrisor de dragoste când se cântau hiturile astea în București. Cum te-ai simțit în pielea asta? Un pic altfel pentru o puștoaică de 15 ani. Ideea este că nu mă așteptam să cânt piesele astea la X Factor și am vrut să mă bucur de acest moment, să arăt că pot și altceva, că pot și să zâmbesc și să fiu teatrală și sper că a ieșit acest moment. Horia, ți-ai trimis concurenții în toate erele. De la... E foarte adevărat. De la vechi la nou, i-ai trecut prin toate. Iar pe asta mică, pe bune, ai ultra utilizat-o. Ai o strategie? Și știu că nu era în playlist-ul acestei seri, ca să vorbim ca la radio, dar vreau ca toată sala în momentul ăsta să-i cântăm mulți ani trăiască, pentru că este ziua ei, face 16 ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Vă mulțumim, la mulți ani. Sărbători fericite și votați-o pe Adina. Adina, Adina. Adina are un susținător formidabil în Buzdugan. Știam că Daniel cântă, nu știu dacă și Morar e de acord cu prezența lui aici. E Morar, acum cred că o să-ți facă, o să creeze o brigadă de producție muzicală, să-ți facă niște piese. Deocamdată vreau să vă spun că deși ai intrat emoționat, ai terminat bine momentul. În regia mea nu era niciun sărut. Deci avem 16 ani. Mama, scuze. Păi nu, lasă scuze. Nu exista niciun sărut. Nu știam că o să o răpești pur și simplu, dar trec cu vederea. A fost foarte bine. E o frumusețe răpitoare. Este o frumusețe răpitoare la 16 ani. Ceea ce nu mai citiți Lolita așa pe îndelete. Ceea ce trebuie să înțeleagă telespectatori este un singur lucru. Concurenții mei, dacă vor câștiga finala X Factor, trebuie să știe să facă absolut de toate. Este cerința imperioasă a unui artist. Trebuie să facă și cuplete, cum s-a întâmplat acum. Trebuie să facă un pic de vaudeville, de musical. Trebuie să cânte și cu pato, și cu dramă, și de toate. Și bineînțeles că telespectatorii au văzut în Adina persoana care trebuie să intre în finală. Mulțumesc, Daniel. 1-3-1-3, Adina. Mulțumesc și eu pentru invitație.